majoritate asta a FRDS-ului. El după ce, cum după ce au făcut contract cu mine, vine și unilateral modifică o lege? Nu se poate. Nu se poate. Domnul Aron, nu asta e problema. Societatea asta că o să o crească. Nu respecta nimic din ce-o făcut. Și deși de cătăria ei, nu am nouă. Deocamdată, așa e. La societatea asta pe această clădire? Nu, domnule. Pe proprietarul de drept suntem noi. Domnul Negrea, nu se putea întăpula pe această clădire pentru că nu se finalizase investiția. Dar, în momentul finalizării investiției, bunurile dobândite în perioada asocierii revin societății. Așa scrie. Deci asta, noi de aia ne judecăm acum, au început acțiunea. Și suntem în litigiu. Primul termen a fost în septembrie, în ședința din august, iarăși v-am propus un asemenea contract de asociere, care ar fi bun acolo să stingem litigiu. N-am aprobat, în septembrie a fost termen. Tot așa că mi-a dat termen în octombrie. În octombrie n-am aprobat. N-am aprobat pentru că n-am mai găsit. Nu, că mai fost de atunci un termen. Când le-am trimis proiectul de hotărâre și anexat contractul ăsta, să vadă că există o intenție. Da, proiectul. Acum. În 25. Da. No, și acum ne-au dat un termen pe 19 noiembrie, parcă. 20. Da. 20. Noi am cerut că deci, să găsim totuși o soluție. Hai să dăm drumul atunci, domnule, și să nu mai fie lucrurile. Și ne dăți grăie și da. În clipa în care noi am stinge litigiul ăsta, n-ar mai atârna amenințarea pierderii clădirii, preluăm ce-ai făcut până acum, cu câți bani au fost făcut și după aia vedem, poate facem o modificare la proiectul care dacă îl găsim, dacă nu, nu. Dar, deci de aia n-am scris sume, procente, nimic. Dar în schimb, unde? Trebuie să luați în calcul faptul că am scris acolo că la beneficii va participa fiecare parte cu contribuția ei. Da. Deci acum noi putem afla cât a fost contribuția lor până la momentul ăsta. Nu știm, în schimb, cât va fi contribuția noastră până la finalizare. Asta înseamnă procent, nu? Da. Și în funcție de aia, trebuie, deci de asta trebuie să fiți conștienți. Dacă deci votați sau nu, eu nu pot să vă spun treaba asta să votați sau nu. Eu doar să luați seama din care să zic rest, analize general, din care este executate 5 miliarde. Și trebuie să aprobăm. Și atunci, da. Noi știm, deci noi venim cu 5 miliarde, da. Cât la sută reprezintă. Da. Atât la sută reprezintă. Și să mergem cu contractul generalizat așa și ulterior să știm cât e... Domnul Brigand, dar asta e contractul mai bună de bună evaluarea care a fost făcută. Nu, eu am o altă propunere. Mai fac din nou proiectul. Eu am o propunere mai bună. Am o propunere mai bună. Dacă este așa, lăsați domnule să meargă în justiție, ei să câștige, îi fericit, iau și clădirea și tot în asta societății. Și atunci, fain frumos, noi am pierdut clădirea și să vă sesizați cineva și zice, măi, hai să vedem atunci când ați aprobat voi parteneriatul ăsta și plătiți voi consilierii care ați aprobat și recunoaște clădirea foarte bine și bine. De ce? E foarte bine. Dar nu a pierdut nivelul. Dar asta e o întrebare. În momentul în care noi aprobăm, să presupunem că aprobăm, putem, avem dreptul, suntem îndreptățiți să cerem proiectul inițial după care s-a derulat acțiunea până la data. Dar ce te trebuie? Nu ce? Dar putem, nu-i rogat, eu crezi că nu-i rogat până acum, că nu eram implicați până la rezolvarea liceului. Dar ce să cerem? Clipa aia, cum e primul proiect care l-a făcut ea, nu l-a finalizat, cred. Dar există? I-a făcut etapă. Pe și unde? Deci el nu-l are, el nu-l are. Aia dădea detalii. A început de la infrastructură de jos. Eu făcut documentațiile de obținere a acordurilor. Dar el nu i-a gătat un deviz general final. Iar devizul ăsta general, care e din studiu de fezabilitate atunci ca să poată obține finanțarea de 40.000 de euro de dolari de la corect. FRDS. Deci, da, dar înseamnă că acel proiect undeva trebuie să existe, că altfel FRDS-ul nu-ți dă bani. Asemenea sub... În baza SF-ului ăsta... FRDS-ul tot face de bani și domnul Cunești știe că o derulată se întâmplă. FRDS-ul vine cu niște capitole și spune, băi, trebuie să te încadrezi aici la 8 linie și spune, pentru ce atâta
frumos, imobiliar, nu știu ce au luat acolo. Și tu, el venit invers, știi? Ori făcut conform modelului de la trebuie să se trateze suma aia, știi? Deci, domnule consilier, deci, tu știi, că să fac raportul ăsta de participațiune, nu avem ce pierde. De ce să nu-l faci? Nu avem ce pierde. Nu avem ce pierde. Noi dacă facem un altul, dacă facem un altul, să zici ce am luat. Nu vrea să ne stăm. Nu ce ne acum, ce pe ce? O să dăm acolo de parte și pe altul. Nu ce dat e. Și eu să nu spun la banci. Nu, cine are proiecte? Vrei că-l faci un primar timp de așa? Ulterior, de la fața de acolo, de la fața de așa. Iar faceți pe mână și banii să tot evaluare. Evaluarea făcută în primar. Evaluarea făcută. Corecție și evaluarea făcută de dumneavoastră. Ceea ce a declarat el și 40.000, 8.000 și etc. Păi cine? Nu mai verificăm, îți minte de acum dacă am băteau. Nu, și dacă coincide este ok, dar dacă nu coincide... Am băteau sumele. 36 sau 37.000 de dolari. Cam așa, era 37.000 și avea 40.000. Domnul și doamna Rodinoaie, să mă ascultăm o dată și... Mai sunt și de postul la aia. Doamna Rodinoaie. Mai aveți și bani? Mai sunt. Mai aveți și bani? Doamna Rodinoaie, vă rog. Deci, luarea unei decizii la ora asta cu privire la contractul acela de asociere, relevant este a se stabili exact, printr-o expertiză tehnică financiară, valoarea restului de executat. Deci nu ce preluăm. Nu ce preluăm. Nu. Deci când avem expertiza și proiectul care ne spune mai trebuie făcut acoperiș, așa, închideri și așa mai departe, știm și valoarea ei, știm valoarea când, care s-o cheltui până acum și în funcție de valorile astea se vor stabili ulterior procentele alea de parcurs. Știți că există un proiect și Înțeleg că noi nu mai suntem proprietari și investim în continuare? Nu. Conform în noi legi care nu ați adus-o din ori? Există posibilitatea să nu mai fie. Există posibilitatea așa, nu? Dacă se redeseu, ar fi reușit să le stăm și să o finalizeze. Dar să citim investiție, societatea de reprezentate. Ați precizat. Dacă nu le dăm să termine, la capitolul, deci contractul ăsta care l-am prezentat noi, la capitolul 6, articolul 7, la finalizarea investiției, dreptul de proprietate asupra clădirii care face obiectul prezentului contract, menționat la articolul 1, aparține unității administrative teritoriale ZAV. Deci dacă facem contractul ăsta, nu se poate, da? Clar că noi suntem cei ce ne pot să contribui cu mai mult, este mai mult. Mai mare investiția pentru restul de executat, deci pe restul de aici e stipulativ. Și atunci se poate face treaba și poate că sunt finanțare și altfel și vedere. Dar întâi trebuie să facem un proiect. Da, se poate obține și finanțare, poate primi soluții. Grăbiți-vă, mai eu că se duc și ei procesul în două jos, că așa mă mai face finanțare. Procesul, noi am cerut amânare, dacă o putem finaliza în Consiliu, merem cu el, dați-o mereu, este contractul, cu clauzele de șase, mai urmând, după aceea procesul. Domnilor consilieri, mai aveți altceva de spus, să supunem la vot? Dar acolo trebuie să trecem pe perioadă de cât și ce procente. Noi acolo, din punct de punct, trebuie să completăm. Procentele nu le puți acum. Dar, numai să scriem că multe ori.